Bună ziua, sunt Camelia Cichi, bine ați venit la Ora Regelui. Suntem pe strada Chiselev numărul 1, în prima clădire din capitală construită pentru a deveni muzeu. În urmă cu 110 ani, aici era un teren viran. O comisie parlamentară s-a opus construirii muzeului Antipa, motivând că se află prea departe de centrul orașului. Timp de mai bine de un secol, în jurul muzeului s-a dezvoltat orașul, iar astăzi, în an centenar, centrul se află chiar aici. Planul savantului Grigore Antipa de a deschide un muzeu de istorie naturală a prins contur când cherhanalele din Delta au început să aducă statului încasări frumoase din pește. Regele Carol I credea în proiectele omului de știință care nu măsura mai mult de 1,5 metri, dar făcuse atâtea minuni pentru regat. Așa că l-a ajutat să obțină terenul viran de la Ministerul Domeniului, pe care a început construcția. La fie din 1904, din luna august, când au început să sape fundațiile clădirii actuale. Sunt oamenii din spatele muzeului, oamenii prin strădaniile cărora muzeul a crescut, începând cu majestatea sa, regele Carol I, cu primul ministru, cel care i-a fost tot timpul sprijin lui Grigore Antipa, Dimitrie Sturza, și apoi inginerii și arhitecții care l-au ajutat pe Antipa, și anume Grigore Cerchez, Mihail Rocco și în spate sculptorul Dimitrie Paciura. Cât de important a fost rolul regilor României de-a lungul celor 110 ani aici, la Muzeul Pentru Antipa? Pentru muzeu aș vrea să spun, și credem cu toții acest lucru, a fost capital. Probabil că fără sprijinul regelui Carol I, muzeul nu ar fi existat. A fost întotdeauna, așa cum spunea Antipa, i-a fost ca un adevărat părinte. L-a sprijinit și l-a povățuit întotdeauna. Am regăsit în arhivă o hârtie din 1914, o adresă prin care cei de la Cancelaria Regală anunțau o vizită a regelui care urma să vină la muzeu într-o zi de joi, într-o zi obișnuită, iar cancelarul regelui ruga pe Antipa să fie liniște în muzeu, ca regele să poată fi singur. Asta era în 1914, înainte ca regele să se stingă, dar Antipa și-a dorit cu foarte mare ardoare să poată să desăvârșească muzeul și, practic, opera sa să fie completă. Astfel că în 18 iunie 1914, Antipa a vernisat întreg muzeul și așa că regele Carol a plecat oarecum liniștit și mulțumit pentru că a văzut opera la care a sperat și pe care a ajutat-o toată viața sa împlinită. Antipa a avut o prietenie strânsă și cu regele Ferdinand, care era botanist. Un om de o vastă cultură și au fost tot timpul apropiați, au împărtășit această pasiune pentru istoria naturală, pentru botanică, pentru zoologie. Regele Ferdinand a fost un vânător foarte pasionat și Antipa la fel. Nu a fost numai această prietenie cu regele Ferdinand, ci și cu regele Carol al II-lea, pentru că l-a crescut oarecum. Au mers împreună în perioada copilăriei prințului Carol în Delta, au fost împreună vacanțe întregi. Antipa nu avea copii. Nu, Antipa nu avea copii și s-a atașat foarte mult de regele Carol al II-lea. Au păstrat o corespondență bogată în perioada în care regele Carol era în exil, dar este cel care i-a acordat lui Antipa această imensă distinție și mulțumire, poate, pentru întreaga sa operă. A numit muzeul de istorie naturală Muzeul Dr. Grigore Antipa. În 1933, aici, în holul muzeului, într-o ceremonie foarte frumoasă, lui Antipa i-a fost făcut acest cadou de către regele Carol al II-lea. S-a rămas așa până în zilele noastre. Expoziția aniversară a muzeului, dedicată centenarului, ne dezvăluie orașul care s-a dezvoltat în jurul clădirii în care Antipa s-a și mutat cu soția sa. Ani întregi au fost singurii angajați. Au inventat primele diorame din lume. În 1908 au inaugurat primele 11 săli ale muzeului. Suntem la un an după răscoală, o perioadă foarte cu văi, cu dealuri și văi. Și un an de la răscoală, dar și 2 ani de la marea celebrare a românității care fusese în 1906, expoziția națională din Parcul Carol, numit atunci, și care fusese pusă sub 3 efigii istorice. Imaginați-vă că în 1906 se împlineau 25 de ani de regat
din 1881, se împlineau 40 de ani de când venise regele Carol I, dar se mai împlineau și 1800 de ani de la victoria lui Traian asupra lui Decebal. Cu fațada muzeului a fost decorată cu un grup statuar realizat de Dimitrie Paciurea. Această sculptură a fost demontată în urma prăbușii cu tremurul 1940. Suntem în stare acum să oferim publicului o reconstruire a acelei fațade sub forma unei imagini anaglife, se numește, din aceea care poate fi privită cu ochelari, cu lentile roșii și în albastră, astfel încât să avem da, efectul tridimensional, pentru ca publicul să vadă cât de frumoasă era clădirea cu acest grup statuar și să începem să discutăm despre oportunitatea, poate, a readucerii clădirii la acea stare de înfrumusețare. Fondatorul a avut o viziune ieșită din comun, o imagine analitică a muzeografiei europene a vremii sale și a știut să comande într-o nouă clădire un asemenea echipament și asemenea forme, încât, iată, la 110 ani ele rezistă și încă ne mai dau posibilitatea să vorbim despre model. Două alte clădiri s-au construit în apropierea clădirii din Chiselev numărul 1, Muzeul Țăranului și cea a Institutului Geologic, astăzi și el muzeu. Antipa le-a dat fonduri tot de la pescăriile statului. Apoi s-au născut parcurile și câteva monumente care astăzi nu mai există. Două războaie cu tremure și revoluții au trecut peste clădirea care, deși și-a pierdut fațada, a rezistat. Muzeul a primit înaltul patronaj al maestății sale Margareta, nu doar muzeul, ci și o manifestare pe care muzeul a organizat deja de 10 ani în Congres Internațional de Zoologie, de asemenea a primit înaltul patronaj al maestății sale. Este cumva o continuare a faptului că muzeul s-a făurit în forma aceasta pe care o cunoaștem, în care ne aflăm, sub oblăduirea regelui Carol I. Muzeul Antipa a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor și este pentru prima dată când un șef de stat român decorează Muzeul Antipa. Antipa a fost la un pas de a deveni președintele Academiei Române în perioada interbelică. S-au opus cei care au spus că din cauza înălțimii de 1,53 m nu-i poate reprezenta. Însă milioane de copii și-au făcut în ultimii 100 de ani ierbare și insectare ca Antipa. Profesorii au preluat metodele lui. Târgul de flori, organizat de Zilele Horticulturii Bucureștene, a fost deschis în mod simbolic de majestatea sa Margareta. Ca toate reginele României, iubește să grădinărească. Câțiva profesori de la agronomie au profitat de această ocazie și au strâns semnături ca bujorul să devină floare națională chiar în ajunul centenarului. Ești frumos ca un bujor sau ai bujor în obrăjor. Sunt doar două expresii românești legate de frumoasa floare pe care o găsim în mai toate grădinile din România în luna mai. Bujorul a devenit și nume pentru mai mult de 100.000 de români. Avem și localități care se numesc așa. Sunt doar câteva argumente pentru care horticultorii români doresc să breveteze bujorul ca floare națională românească. Avem nevoie de 100.000 de semnături. În țară avem cam 100.000 de persoane care poartă numele sau prenumele bujor. Am zis că dacă dăm de urmele lor, am rezolvat problema. Câte semnături aveți deja? N-aș ști să vă spun, câteva zeci de mii. Da, mai avem mult de adunat. La târgul de flori, profesorii de la agronomie au strâns semnături ca bujorul să devină element de identitate națională. Ideea a fost lansată la 1866. Dar abia azi, după 150 de ani, în an centenar, s-au început demersurile. Ați semnat, majestate? Da, sigur, și soțul meu. Și dumneavoastră o să semnați acum. Da, semnez. Da? Tot echipa. Târgul de flori de la agronomie se desfășoară sub înalt patronajul custodelui coroanei, așa că s-a alăturat acestui demers. Și nu e singura veste bună. În 2-3 ani am putea produce și kiwi de România. Are alt gust decât cel din comerț? Puțin mai citric. Culturile de kiwi românesc experimentale cresc de câțiva ani în curtea centrului la agronomie. De un an și jumătate, cercetătorii au plantat kiwi românesc și pe domeniul regal de la Săvârșin.
Este o minune, Săvârșinul, trebuie să știți. Trebuie să știți, Săvârșinul este o minune din punct de vedere biologic, din punct de vedere dendrologic, al florei și, bineînțeles, din punct de vedere istoric. Trebuie să știți că acolo sunt exemplare unice de arbori care au o talie impresionantă. N-am văzut în România un arbore de la lea mai mare decât cei care sunt la Săvârșin. Sunt stejari seculari, sunt specii rare care au fost plantate de-a lungul istoriei. Bineînțeles, Casa Regală, Majestatea sa și Alteța sa, continuând acest proces de plantare și de împlinire a parcului. Tuturor reginelor României le-a plăcut să grădinărească. Aveți acest hobby? Da, am, de când sunt mică. Am început cu regina mama Elena la Florența, am continuat în Scoția, mai dificil, că e mai rece, dar și la Roma. Acest centru de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare, aș putea spune că este, ca și concepție, un unicat în România. Pentru că, în cadrul celor 13 laboratoare ale centrului, avem în vedere toți factorii care converg către calitatea produselor agroalimentare. Analiza apei, analiza solului sau a substratelor, analiza materiei prime, adică a plantelor sau a animalelor, a laptelui, depinde ce ne interesează, a peștelui chiar mai nou, precum și analize de biologie moleculară. Ce este important este că ei fac tot felul de research și experimente pentru ecologie, pentru sănătate, pentru alimente, pentru tot felul de lucruri care va ajuta planeta. Că știți că suntem în pericol de încălzire globală. Centrul pentru cercetare a calității produselor agricole are la fiecare etaj și pe acoperiș câte o mică grădină. Sunt rețete din 26 de țări și fiecare are în spate o poveste. Ingredientele au fost alese cu grijă de pe mesele de sărbătoare ale diplomaților din întreaga lume. Este o călătorie fascinantă pe care o descoperim într-o carte de bucate care a fost inspirată chiar de către Majestatea sa Margareta. Banii care se vor aduna în urma vânzării acestei cărți de bucate vor pleca spre un program destinat dezvoltării tinerilor din România. Aceste bucate delicioase au fost create de soțiile ambasadorilor din România. Fiecare a venit cu propria idee, reușind să realizeze un volum special. Sunt rețete cu feluri de mâncare din toată lumea. România a fost reprezentată de Majestatea sa Margareta, care a scris o rețetă de mâncare tradițională. Suntem 35 soții de ambasadori și am făcut o invitație și au participat 26 membri, soțiile de ambasadorile de 26 diferite țări. Și avem colaborare specială din Majestatea sale. Este o preparat tradițional britanic cu mușc de vită, acoperit cu duxele de ciuperci și un aluat crocant. Este o rețetă elegantă. Cu eleganță și bun gust au contribuit femei din toate colțurile lumii, iar cele mai interesante rețete au fost și degustate. My recipe is from South Africa. It's our traditional food and we use mainly when we have our traditional festivities. We had an occasion to meet several times with Adriana especially, to go over the recipes and thrash it out a little bit over a weekend and see the photographs. And really congratulations, and it's not only for Netflix that we do something not only for international cooperation, for charity, which is really important, but this is a community that's come together around the project, which is really beautiful, and I'm so proud of you all. I think it's just wonderful. Și gazele de acuraj, regina și-a permis să le spună și o glumă la lansarea cărții de bucate. A very nice husband said to his wife, what should we do for our wedding anniversary? And she said, oh, take me somewhere I've never been before. And so he said, how about the kitchen? Custodele Coroanei a publicat deja o carte de bucate în 2010, care s-a bucurat de succes în România. Mai sunt și acum oameni care, la acțiunile regale, opresc pe Majestatea sa să-i dea un autograf pe cartea regală de bucate.
Undeva aici este o rețetă aeronată, am pus chili con carne sau ceva și în loc de amule 10 grame, am pus 100. La realizarea albumului cu bucate au participat și doi specialiști români care au realizat fotografiile și au povestit din experiența inedită pe care au trăit-o. Sunt la ambasada Georgiei, mă așteptam să fie un singur fel de mâncare și ei pregătiseră o adevărată masă de Crăciun cu toate felurile de Crăciun care există în Georgia. Eu mi-amintesc că la ambasada Japoniei, când am ajuns acolo, era o masă foarte, foarte lungă, goală și foarte roșie, cu o față de masă roșie. Și m-am uitat la soția domnului ambasador al Belgiei și ne-am uitat unul la altul și nu înțelegeam unde este mâncarea. În vreo 5 secunde s-a umplut toată masa. Fondurile câștigate din vânzarea albumului de bucate vor merge spre programul The Duke of Edinburgh International Award Romania, inițiat în nume de prințul Edward, cel de-al patrulea copil al reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii, patronat în țara noastră de majestatea sa Margareta. Prințul Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra, iar stră-stră nepotul profesorului care l-a învățat limba română pe regele Ferdinand a venit din Paris la București pentru a le vorbi românilor despre ultima sa carte. Aceste informații, dar și altele, le puteți urmări la rubrica Agenda emisiunii. Evenimentul acestei săptămâni a fost însă vizita prințului Charles în România. Principele de Wales a fost primit de majestatea sa Margareta și de principele Radu la Palatul Elisabeta. Moștenitorul tronului britanic a stat mai bine de 30 de minute la discuții în privat cu familia regală a României. Principele de Wales a vizitat anul trecut în mai multe rânduri România, atât în vizită privată cât și în vizită oficială. De fiecare dată a trecut și pe la Palatul Elisabeta. La sfârșitul anului 2017, moștenitorul coroanei britanice a participat la funeraliile regelui Mihai. Principele de Wales a fost prezent și la Londra în urmă cu 2 săptămâni, în elegantul palat ce găzduiește Institutul Cultural Român, pentru a vizita expoziția de acuarele care celebrează unicitatea și extraordinara diversitate a patrimoniului natural românesc. Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Român, a discutat cu oaspetele regal despre colaborarea instituției pe care o conduce cu Fundația Principelui de Wales în mai multe proiecte de conservare a patrimoniului pe care Prințul Charles le derulează în România. Fundația Prințului de Wales din România este unul dintre partenerii Institutului Cultural Român în derularea programului de celebrare a centenarului Marii Uniri. Albumul istoricului de artă Gabriel Badea Păun, în care dezvăluie că tronul majestății sale, regelui Mihai, a fost ascuns la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești, Argeș, a avut parte și de o lansare regală. Volumul, intitulat De la Palatul Domnesc de pe podul Mogoșoaiei la Palatul Regal de pe Calea Victoriei, a fost prezentat la librăria Cărtureș Carusel în prezența principesei Elena, cea de-a doua fiică a regelui Mihai și a soțului alteței sale, Alexander Nixon. În acest album veți găsi numeroase fotografii inedite cu interioarele publice. Este vorba de sala tronului, de sufrageria regală, care era la parter, de argintăria, care era lângă, dar veți găsi și multe fotografii care redau interioarele apartamentelor private ale regelui Carol I, biroul, biblioteca, și apoi pe cele ale reginei Elisabeta. Imagini care au fost realizate către 1885-86 de Franz Mandy, un fotograf extraordinar de bun, care era fotograful curții. Printr-o coincidență fericită, Gabriel Badea Păun este stră-stră nepotul profesorului care l-a învățat limba română pe Ferdinand, atunci când a fost numit principe moștenitor al coroanei române. Am avut
cumva privilegiu de a fi întrebat în urmă cu 2 ani și de la aceasta a plecat ideea acestei cărți, de directoarea Muzeului Pomiculturii și Viticulturii de la Golești, ce sunt aceste mobile. Și mi-a trimis mai multe fotografii cu blazoane care erau pe ele și eu am rămas uimit. I-am spus, dar nu-mi trimiteți mai blazoanele de pe mobile, trimiteți-mi și fotografii cu mobilele. Și mi le-au trimis și atunci am realizat că, de fapt, ei aveau tronul regal al regelui Carol I, realizat în 1885 și pe care toți regii României s-au așezat până în 1947, care nu se știa unde este și pe care nimeni nu-l găsise sau nu-l căutase niciodată. Feliții și editura pentru curajul de a promova un anumit tip de carte și un anumit tip de teme. Pentru că temele legate de vechile elite românești, de acea lume care a făcut România independentă și mare împreună cu familia regală a României, nu sunt întotdeauna, eu știu, bestseller sau n-au întotdeauna valența asta, dar trebuie ca o editură responsabilă să aibă și curajul de a publica lucrări adresate unui public poate mai restrâns, dar care prin conștiența lui, prin prezența lui în viața socială, în viața publică, poate influența în mod decisiv atitudinea unui număr cât mai mare de oameni. Istoricul locuiește la Paris și a scris nenumărate cărți dedicate suveranelor României, în special reginei Elisabeta, soția lui Carol I. În sala regilor a Palatului Elisabeta, în 9 mai, Alteța sa regală, Principesa Maria, a acordat înalt patronaj Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse. La ceremonie au luat parte reprezentanți ai agenției guvernamentale, personalități din societatea civilă și membri ai Casei Majestății sale Custodelui Coroanei. Alteța voastră regală, Principesa Maria, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine și pentru instituția pe care o reprezint în calitate de secretar de stat să primesc înaltul patronaj regal conferit de Casa Regală a României, astăzi, în săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați. Apreciez acest demers drept un corolar al eforturilor comune ale Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse și ale Casei Regale în vederea promovării unui principiu fundamental al democrației sociale, egalitatea de șanse între femei și bărbați. Secretarul de stat a lansat o invitație tuturor celor prezenți de a participa la primul eveniment organizat sub înaltul patronaj regal, seminarul cu tema Împuternicirea economică a femeii și reducerea discriminării de gen în mediul de afaceri. Va fi o dezbatere care va urmări să genereze noi soluții privind împuternicirea economică a femeilor, un obiectiv asumat de România atât prin agenda ONU, cât și în cadrul Conferinței Internaționale a Femeilor Francofone, organizate în premieră anul trecut la București, la care a participat și Alteța sa regală, Principesa Maria. Majestatea sa Margareta și Principele Radu au lansat un volum regal dedicat centenarului. Titlul cărții susține cu a ta mână coroana română este inspirat din imnul regal scris de Vasile Alexandri în 1881. Cartea este o istorie a coroanei române de la înființarea sa în urmă cu 152 de ani până în zilele noastre. Istoria dinastiei române, scrise chiar de urmașa regilor care au făurit România Mare, are o notă personală. Sunt amintiri lăsate peste timp din generație în generație în familia regală, împletite cu date istorice și fotografii unicat din arhiva Casei Regale. În timpul documentării, Majestatea sa Margareta
l-a ales pentru consultanță istorică pe istoricul Nicolae Pepene. Și Majestatea sa Margareta și Alteța sa Regală Principele Radu scriu frumos, scriu cu onestitate și e clar că iubesc istoria și nu doar istoria casei regale, istoria României. Am fost surprins într-un mod foarte plăcut să descoper câte lucrări au parcurs pentru a edita acest text. Deci pot să spun că este aproape o lucrare profesionistă, pentru că prezintă istoria casei regale într-o notă obiectivă, nu este o lucrare festivă, este chiar o lucrare de istorie venită într-un moment foarte potrivit. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai reușite, categoric cea mai frumoasă, carte editată în anul centenarului. Volumul a fost lansat într-o clădire istorică, la Banca Națională a României, o instituție al cărui trecut este strâns legat de cel al familiei regale. Veți citi în această carte-album și veți regăsi în cele 237 de pagini idei, informații și considerații care nu au mai fost dezvoltate până acum în alte lucrări. Acum, în 2018, la un secol distanță de la înfăptuirea Marii Uniri, se împlinesc 152 de ani de când a fost fondată dinastia regală, în 1866. Cartea în dezbatere este o istorie a regilor României și a membrilor familiei regale, cu regine, cu principi, cu principese. Dar așa cum notează cei doi autori, o istorie ferită de orice fel de exagerări. Independența țării și unitatea noastră s-au petrecut în monarhie. Prin urmare, în anul centenarului, aceste adevăruri au nevoie să fie cunoscute de oameni, împărtășite de formatorii de opinie, asumate de oamenii cu putere democratică, pentru a șterge consecințele morale și instituționale ale înstrăinării de sine, provocate de 4 decenii de dictatură comunistă și de un sfert de secol de ambiguități. Este adevărat că volumul susține cu a ta mână coroana română n-a intenționat să apară la momentul dispariției regelui. Atunci când cartea a fost scrisă, ea a dorit să fie un omagiu adus celor 150 de ani de stat român modern și de dinastie națională. S-a întâmplat însă, din cauza unor întârzieri, ca volumul să apară literalmente cu câteva zile înainte de trecerea spre o lume mai bună a regelui Mihai. 10 mai din acest an n-a fost doar primul an fără regele Mihai, dar a fost și primul an în care generația noastră este pusă de destin în situația de a-i continua de aici încolo până la sfârșitul vieții legământul. Cred cu tărie că trăim într-o epocă în care avem nevoie de modele și că citind despre acești oameni care au influențat atât de mult istoria țării noastre, putem învăța ce înseamnă onoarea, datoria, onestitatea și curajul. Unul dintre capitole este dedicat unei viziuni pe 30 de ani pentru România, un fel de program al familiei regale pe care nu l-am văzut la niciunul dintre politicieni. Prin acțiunile casei regale, urmașii regelui Mihai își asumă răspunderea să ajute țara cu loialitate și generozitate prin puterea exemplului. Programul pentru primii 10 ani a fost scris de regele Mihai, iar cel pentru următorii 20 până în 2037 de Majestatea sa Margareta și de Principele Radu. Românii se gândeau la unire cu mult înainte de 1918, când visul lor a fost împlinit de regele Ferdinand și regina Maria. În expoziția pe care a vernisat-o la Muzeul Municipiului București, istoricul Adrian Majuru explică toate aceste etape. Dar cel mai important este faptul că a fost reconstituit chipul lui Mihai Viteazu după măsuri antropometrice ale craniului. Ideea de unitate mi-a animat pe foarte mulți, chiar din evul mediu. Iar expoziția este, de fapt, o perspectivă holistică asupra unui fenomen istoric, destul de concentrată într-un spațiu restrâns, însă suficient de rezonabil pentru a prinde pasajele esențiale din povestea noastră.
Perspectiva holistică este dedicată unor generații, la 6-7 generații din istoria noastră, coborând în timp, care au fost animate de idealul de a-i prinde pe români într-o singură țară, plecând cu precădere de la ideea de a nu mai fi sub stăpâniri diferite și sub jurisdicții diferite, care însemna aproape fiecare foarte multe abuzuri și o marginalizare forțată adesea pentru mulți dintre aceia care doreau să dezvolte ceva în viața lor, să aibă un proiect de viață. Și la un moment dat, punctul de plecare a fost în Valahia, în perioada post Mihai Viteazu, având imaginea lui ca strategie politică, dar au schimbat însă strategia politică cu o alta, care a presupus o durată mai mare de timp. Și a fost decizia boierimii noastre care administra Valahia în numele suzeranului de la Istanbul, de la Constantinopol. Și decizia lor a fost de a-i trimite pe tineri la studii în străinătate, să se construiască o generație de responsabilizare politică, deci decizională pentru țara lor, dar și de reformare în interior. Deci pentru asta trebuia nu numai școală, dar școala trebuia să fie practic într-un areal care deja era reformat și să vii de acolo cu know-how, cum spunem noi acum. Iar lucrul ăsta s-a întâmplat undeva după 1750, iar primele universități cu flux continuu de tineri care plecau și din Moldova și din Valahia au fost în spațiul german, în Leipzig, pentru că era mare târg oriental și negustorii noștri oricum mergeau acolo din secolul XVII. Apoi a fost Iena, Halle, au ajuns la Berlin, apoi la Freiburg și, evident, mai departe spre vest, în Franța, apoi în Marea Britanie. Dar rezultatele se văd la o distanță de 50-60 de ani, cam ăsta este marcajul. Și punctul cel mai interesant ca studiu de caz, de amintit, este, din punctul meu de vedere, momentul în care, atunci când se negocia statutul principatelor dunărene la Paris, înaintea semnării Convenției de Pace după războiul Crimei, deci suntem la mijlocul secolului al XIX-lea, către 1858, un jurist a fost întrebat ce ar putea statua o nouă poziție astfel încât să împace toate puterile Europei care decideau în acel moment destinul țărilor mai mici sau care practic nu existau, cum eram și noi. Și atunci, punctul final al unor generații, al primei generații care și-au dat seama ce l-ar putea folosi mai bine, căci suntem pe strategia negocierii și a clării de circumstanțe favorabile. Și a fost articolul 28 din această convenție, care a fost acceptat și care prevedea alegerea într-o funcție publică a unui moldovean în Valahia și invers. Ori, în fond, acest articol... E un fel de unire simbolică. Nu, stați să vedeți. Acest articol a stat de la baza dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza. Da? Un funcționar ales într-o funcție publică la Iași este ales în aceeași funcție publică și la București. Nu se așteptau să fie însă în funcția supremă. Pentru a plana șocul, aceeași generație și următoarea care se pregătea, căci avem bunjuriștii ăștia, a doua generație care duc mai departe ideea de a-i uni pe români, dar întâi reformatați instituțional, într-o țară, într-un construct, pentru o perioadă de 2 ani de zile avem două țări cu două guverne și două capitale, cu un domnitor care flana și o curte de casație unică la Focșan ca să se contureze termenul juridic. Da. Ulterior, după negocieri diplomatice cu precădere cu Imperiul Otoman, avem o țară nouă, România, un nume nou, și avem apoi un singur guvern și o singură capitală. Asta este, de fapt, din punctul de vedere, Marea Unire. Ce a urmat după a fost completarea acestui proiect, care, iată, mai puțin de 100 de ani s-a împlinit în 1918 simbolic și prin semnarea de tratate recunoscătoare a anilor granițe până în 1922. Există istorici care spun că ideea asta de unitate vine, de fapt, de la pașoptiști. Teza lor este că Mihai Viteazu nu a avut această idee de unitate, ci era cotropitor
Și astfel s-a realizat acea unire a românilor din vremea sa. Mihai n-ar fi reușit traseul său fără un sprijin conștient al factorilor decizionari locali, al unui interes comun, care nu este legat de carieră sau financiar, e legat de un construct politic în care se poți prospera altfel decât în condițiile în care ai trăit până atunci. Mă refer la România Ardelen cu precădere. Da? Drept urmare, sprijinul care a fost oferit și de Secui a fost tocmai pentru că toți, cu toții, doreau un construct politic nou și cu un lider alături de care să poată reformata în interior, în circunstanțele epocii, suntem în secolul XVI, adevărat, și început de XVII, cu instrumentele de atunci, un construct politic nou și pe care să-l reformeze, gândindu-ne că și Europa se reforma. Nu de mult fusese un război religios de 30 de ani în Germania, între reformați, cei care doreau reforma, indiferent de nișa ei, da? Calviniști sau luterani și catolici pe de cealaltă parte și a fost destul de sângeros, iar Ungaria nu mai era catolică la vremea aia, avea un principe reformat și un șir de principi reformați. Drept urmare, lucrurile se schimbau și în Europa, iar Mihai Viteazul a reușit într-adevăr, din punct de vedere geopolitic, să construiască acest construct ca vasal al împăratului Ludovic al II-lea pe fundul campaniilor anti-otomane delegate de acesta. Da? Însă, în momentul în care poarta otomană, prin emisarii trimiși la Iași, îi recunosc constructul, nu avem nicio problemă, e în regulă, e bine, această recunoaștere simbolică îl dezleagă de suzeranitatea pe care o încheiase cu Rudolf. Și acel atunci reacționează pe deficiența Basta ulterior, în Transilvania, deși Mihai face un drum la Viena și au o discuție și restabilesc cumva contactele, de aceea revine în Transilvania, însă Rudolf a intuit, că afle nu la această decizie, că există un pericol de coagulare teritorială, nu numai confesională, dar și culturală și militară, a unui neam. Dacă nu exista această legare de circumstanțe în teren și în timp real, îl putea lăsa mai departe în campanii otomane, dar știa că lucrurile sunt diferite în teren. Drept urmare, în perioada respectivă, Mihai a avut susținere, în primul rând, pe acest considerent, un construct nou, sprijinit de decidenți locali, și în Moldova, și în Transilvania, și era o conștiință de neam suficient de puternică, pentru că acest episod al lui a fost continuat la scară mai restrânsă de domnitori extracarpatici, care au domnit cu, evident, acceptul Imperiului Otoman, când în Moldova, când în Țara Românească, schimbând o domnie cu alta, sau în același timp în ambele țări, ținând locul unui domnitor care urma să fie numit în Valahia și fiind un interimat, domnitorul din Moldova administra și Valahia. Și sunt familii boierești care au în heraldica lor ambele steme heraldice ale Moldovei și țării românești, ghiculești, racovițești, ghiculești. Drept urmare, dorința de a uni a fost și din exterior a principatelor române, inclusiv Transilvania. A vrut-o și Ecaterina cea Mare, împărăteasa Rusiei, evident sub jurisdicția Imperiului Țarist la data respectivă, dar și Austria și-a dorit asta până târziu în secolul XIX, însă ca provincii subordonate Vienei și nu ca un construct unitar. Și dorea nu un regat al Daciei. Aceste două puteri în balans aveau același proiect, până când, la mijlocul secolului al XVIII, la boierimea din Valahia, dar și din Moldova, iau hotărâre de schimbare de strategie. Creăm o masă critică de oameni cultivați care să construiască aproape din nimic instituții noi care să se sincronizeze cu cele din Europa. L-avem aici reconstituit pe Mihai Viteazu. Este vedeta expoziției. Ne-l puteți descrie? Am înțeles că era foarte înalt. Vă pot spune că este un proiect început de mine în urmă cu aproape 2 ani, 2011, când, fiind într-o școală postdoctorală la Institutul de Antropologie Francis Rainer, am
avut ca obiect de cercetare nu numai biografia lui, dar și metoda lui de cercetare, iar în arhiva de acolo am descoperit fotografiile antropologice și măsurătorile antropometrice realizate de Rainer în primăvara anului 1920, când a fost chemat în secret de statul major al Armatei Române la Iași pentru a autentifica craniul istoric al lui Mihai Viteazu, preluat de statul major de la Mănăstirea Dealul, pentru a fi dus simbolic în noile provincii care se uneau atunci cu vechiul regat. Rainer l-a autentificat, i-a stabilit și perioada istorică, faptul că era al unui bărbat apropiat de 50 de ani și faptul că a murit într-o manieră violentă, a fost decapitat. Și pe aceste măsurători, noi am putut, și fotografii, am putut realiza reconstrucția facială, plastică și în materie organică, fiind, dacă vreți, de la școala lui Cantemir Șcuția, din secolul trecut deja, primul studiu de caz adus la zi al unui personaj istoric. Noi am încercat, când spun noi, mă refer la mine și la profesor dr. Octavian Buda de la Universitatea de Medicină și Farmacie, unde Carol Davila, unde predă istoria medicinii, are un curs acolo, să determinăm un antropolog străin să facă această reconstrucție. Am încercat la Viena, am încercat la Glasgow, Marea Britanie, la Freiburg, iarăși, dar nu i-a tentat deloc un personaj aproape anonim din Europa Orientală. Ei lucrau deja pe familia Medicii sau pe Petrarca, cu reconstituiri celebre și într-o carieră contează asta. Dar am reușit să aducem la bun sfârșit, cu ajutorul artistului plastic Radu Panait, ceea ce dumneavoastră puteți viziona în această expoziție. Vă întreb din nou, era înalt? Era înalt. Avea o statură impresionantă, un craniu cu pomeți foarte puternici și foarte vizibili, impresionant nu numai prin statură, dar și prin înfățișare. Și avea aproape 2 metri sau aproape peste 2 metri, am înțeles? Aproape 2 metri, iar în momentul în care ai pe tine tot harnașamentul, evident că orice războinic impune și prin instrumentele pe care îl reprezintă în final. În urmă cu 100 de ani, Mihai Viteazu era un simbol puternic când s-a realizat unirea din 1918, astfel încât regii României, regele Ferdinand și regina Maria, au decis ca nepotul lor, care venea pe lume, să poarte numele lui Mihai Viteazu. Așadar, regele Mihai a purtat timp de 96 de ani numele de Mihai, de la Mihai Viteazu, ca un simbol al unirii. I se și spunea copilul unirii. Cum comentați acest patriotism al... Este nu numai patriotism. Orice națiune tânără are nevoie, dincolo de propagandă, ca să flanează volatilă, de un mitologem constant. Continuăm ceea ce au putut construi ceilalți prin proiectul nostru de viață și prin profesiile noastre ridicăm masa critică care să asigure o continuitate în performanță pentru cei care vin, iar pe de altă parte există acest mitologem al unor repere istorice concrete și cu fapte reale. Evident că la nivel simbolic, dar și sacral, se poate transfera un nume și, evident, un tip de caracter, un fel de a fi, pentru că în același timp s-a mai întâmplat ceva după primul război mondial, a fost creator din Mihai Viteazu, care a fost foarte prezent în perioada interbelică printre ofițerii noștri de rang superior sau pentru cei care au avut într-adevăr fapte remarcabile și în primul război mondial, dar și pe parcursul celui de-al doilea război mondial au fost câțiva ofițeri care au primit acest înalt grad, ordin cavaleresc, practic, ordinul Mihai Viteazu. Și l-a primit și majestatea sa, regele Mihai, îmi spuneați? Și Carol al doilea a fost la rândul său, pentru că a fost principe moștenitor la finalul primului război mondial, apoi Mihai, ca principe ulterior, nu, în 1930, principe moștenitor, și a purtat acest grad, se dădea, evident, este pe viață și avea
harnașamentul tipic cu o mantie albă și o cruce care ne trimite în secolul XVII ca simbol heraldic. După ce l-a detronat tatăl său, Carol al II-lea i-a și dat acest nume de Marele Voievode Alba Iulia. Cred că era o continuitate a acestor simboluri. Vi se pare că astăzi românii au aceeași sete de valori? Este o sete continuă și vedem performanțele și mai vedem și faptul că adesea pentru a face performanță mai trebuie să și pleci adesea și asta întristează. Cred că ceea ce se află în momentul de față în mintea fiecărui român este o preocupare legată de viitorul fiecăruia și evident se conectează la viitorul acestei țări. Și este o preocupare care ar trebui să pună pe gândul fiecare decident. Ce recomandați vizitatorilor să descopere în această expoziție? M-a interesat, dincolo de narațiune și de excursul istoric, să-i determin pe cei tineri să aibă un proiect de viață. Pentru că profesia precede orice altă carieră, inclusiv politică. Deci se poate atașa și o altă reprezentare publică, dar profesia este fundamentală și trebuie să fii foarte bun în interiorul ei și să fie preocupați de asta oricât timp pot fi foarte activ și pe tot restul vieții lor ar fi de preferat. Mulțumesc mult! Da, cu drag! Săptămâna aceasta, pe 5 iunie, se împlinesc 6 luni de când majestatea sa, regele Mihai, ne-a părăsit. Astăzi, la Curtea de Argeș, a avut loc o ceremonie religioasă în memoria regelui Mihai. Informații și imagini de la Curtea de Argeș, dar și din Spania, unde majestatea sa Margareta s-a întâlnit cu regele Felipe al VI-lea, ne aduce săptămâna viitoare Bogdan Șerbaniancu. Până atunci, așteptăm impresiile dumneavoastră la adresa oraregelui@rontvr.ro sau pe Facebook. Eu sunt Camelia Cichi și vă doresc să trăiți vremuri istorice, dar liniștite. La revedere!